După ce a reușit să schimbe fața zonei centrale a orașului Brezoi, primarul Robert Schell a organizat în acest an și prima ediție a Târgului de Crăciun de la Brezoi. Cei prezenți au putut să guste bunătăți, să cumpere ornamente și decorațiuni și să urmărească un inedit concert de colinde. Din cer senin un cor divin s-aude lin cântând, păstor cu har pe culmea par al miei în dar ducând, păstor cu har pe culpea par al miei în dar ducând. Cântătorii și-au cântat câle lui Doamne, popa-n toată că-și-a dat ziul d-albele păsar, câle lui Doamne, din ziul soare răsar. Primarul Robert Schell a premiat pe colindători cu tot felul de bunătăți. Edilul a precizat că această manifestare se va îmbunătăți de la an la an. Mă bucur că, uite, chiar dacă este ger, lumea a venit, se bucură de aceste concerte de colinde, intră în spiritul Crăciunului, așa cum de fapt mi-am dorit, și cea mai mare bucurie mea este că am reușit să implic toată comunitatea în aceste manifestări. Iată că și Biserica Ortodoxă, și Biserica Catolică, și Biserica Pentecostală au venit și au concertat pentru noi. Cred că pe viitor sunt lucruri care trebuie să perfecționate cu siguranță, dar pentru început eu sunt mulțumit de ce s-a întâmplat aici. Vreau ca și orașul nostru să arate ca un oraș cochet de munte, așa cum vedem pe dincolo și ne dorim cu toții. Și asta este și dezideratul meu. La anul, cu siguranță, vom termina tot ce am început și toate lucrurile vor fi finalizate. Și cea mai mare bucurie este că deja brezoienii au început să fie mândri de orașul lor. Îi simt spunându-ne, am devenit mândru că sunt brezoian și spun tuturor treaba asta. Pentru mine asta e cea mai mare încântare. Târgul va rămâne deschis până în ajunul Crăciunului.